Cazul revoltător a ieșit la iveală după ce tânăra sătulă de abuzurile la care a fost supusă în ultimele trei luni de către fostul iubit le-a povestit totul polițiștilor. Adolescenta de 17 ani din Cehusilvaniei i-a sesizat pe oamenii legii marți 10 decembrie despre faptul că în perioada septembrie-noiembrie 2019 a fost constrânsă de către un tânăr de 31 de ani să întrețină raporturi sexuale. Adolescenta susține că a fost amenințată de către bărbat că în cazul unui refuz, acesta va distribui familiei sale și cunoscuților mai multe fotografii cu ea dezbrăcată. Potrivit polițiștilor, cei doi au avut o relație de prietenie în perioada iunie-septembrie, interval în care fata i-a transmis iubitului său mai multe fotografii nud. În cauză, oamenii legii au deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de viol.